Bună dimineața tuturor! Așa cum v-am obișnuit de ceva zile, vin cu vești relativ bune despre vreme. Pentru că, deși se anunță câteva ploi moderate cantitativ în vest și nord-vest, temperaturile se mențin frumoase, normale pentru jumătatea lunii octombrie. Da, cerul este mai mult noros, se semnalează și ceva ceață de dimineață, însă aerul fresh din timpul zilei, plus culorile copacilor și ale frunzelor, ne fac să ne bucurăm de toamnă. Meteorologii anunță că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, iar cele minime între 6 și 14 grade. În partea de nord-vest a țării, în zona Maramureșului, cerul este înnorat, vremea este mohorâtă, se anunță ceva precipitații cu următoarele temperaturi. Se înregistrează o maximă de 18 grade în Satu Mare, 19 grade avem în Baia Mare. Coborând în Crișana, situația este asemănătoare. Același cer înnorat, cu câteva precipitații, cu următoarele temperaturi. Avem în Oradea 19 grade, un pic mai bine în Arad, cu 20 de grade. În continuare, vorbim despre Banat, unde în Timișoara soarele încearcă să ne zâmbească de sub nori. În rest, aceleași precipitații, cu următoarele temperaturi. Avem în Timișoara o maximă de 21 de grade, la fel ca și în Reșița. Vorbim în continuare despre Oltenia. Vorbim în continuare despre zona Olteniei, unde avem parte de precipitații în Târgu Jiu. În rest, vremea se menține predominant frumoasă, plăcută pentru această perioadă a anului, cu următoarele temperaturi. Avem o maximă de 20 de grade în majoritatea localităților teritoriului, o temperatură maximă de 21 de grade în Drobeta, Turnu Severin. Vorbim în continuare despre Transilvania, unde se pare că meteorologia anunță precipitații pentru Zalău și Cluj. În rest, un cer înnorat în Miercurea Ciuc, cam în majoritatea regiunilor, cu următoare temperaturi. Avem 16 grade în Miercurea Ciuc, 19 grade în Zalău, Cluj, la fel ca și în Bistrița, o temperatură bună de 22 de grade în Alba Iulia, iar din Târgu Mureș, Daniela ne spune bună dimineața. Daniela, bună dimineața! Cum e vremea la Târgu Mureș? Ce se anunță pentru săptămâna asta? Bună dimineața! Se anunță vreme destul de mohorâtă pentru întreaga săptămână, dar o să avem parte și de soare, nu și astăzi. Astăzi va fi toamnă în toată regula la noi la Târgu Mureș. Temperatura maximă este destul de îngăduitoare, 19 grade Celsius, dar o să plouă. Sunt șanse foarte mari ca astăzi să plouă, la fel și la noapte. În zilele care urmează, area ploilor se va restrânge puțin, iar temperaturile ușor, ușor vor scădea. Așa că e toamnă. A ruginit salcea la Târgu Mureș. Vine toamna peste noi, scotă ia apa din bazine. Se duce tapetul. Mulțumim, Daniela, te mai așteptăm. Flavia. În afară de Galați și Vaslui, cam în tot teritoriul se anunță precipitații astăzi, cu un cer înnorat, o vreme destul de mohorâtă, cu temperatura asemănătoare celor de ieri. 17 grade avem în Suceava, Piatra Neamț, Bacău, 16 grade avem în Focșani, un pic mai bine în Botoșani și Iași, cu 18 grade. Și în Dobrogea se anunță precipitații în Tulcea astăzi, cu un cer înnorat fără pic de soare, iar din Constanța ne spune Iulia, bună dimineața! Iulia, bună dimineața! Ce e la malul mării? Bună dimineața! La noi nu este înnorat, după cum puteți vedea a ieșit soarele. Așteptăm o temperatură de 17-18 grade Celsius. La această oră avem 14 grade Celsius. Cam așa va fi vremea și în următoarele două zile, însă vineri este posibil să plouă. Însă în weekend temperaturile vor mai crește puțin, adică vom avea o vreme de, nu știu să spunem, temperaturi de aproape 20 de grade Celsius și nici urmă de ploaie. Cu alte cuvinte, doar vineri este vremea puțin schimbătoare. În rest, totul este bine. Mulțumim tare mult, Iulia, te mai așteptăm. Flavia. Totul este bine și în Muntenia, după cum observăm, uitându-ne la hartă, cerul este înnorat, însă avem un soare care încearcă să ne zâmbească de sub nori, cu următoarele temperaturi, 18 grade avem în Buzău și ceva precipitații, iar de la București predau legătura Graniei. Bună dimineața! Cum stăm cu vremea? Grania, uite-te puțin la televizor, avem un bol ce implică niște acțiuni legate de rubrica Meteo. Am să extrag un bilețel, ești de acord, Grania? Da, da, da. Pe el este task-ul tău de astăzi. În bilețelul nostru scrie că trebuie să prezinți Meteo în timp ce bei un pahar cu lapte. Sau, mă rog, în timp ce ții un pahar cu lapte în mână. Poți să faci asta? Deja ai laptele. Adică să ne spună cum e vremea, unde, la noi aici?
la București. Păi și eu n-am fereastră să mă uit. Păi da, și vorbești că aici de la Filaret la Băneasa tu n-ai văzut ce probleme sunt. Stai să umblăm în frigider, ca orice român vreau să văd ce are în frigider Grania. Mult muștar, ce fac cu atâta muștar? Bă, românul e fier pe frigiderele oamenilor. Mie îmi place, place să mă uit în frigider, frigider omului. Imediat îți dai seama de, aha, de om, aha. De om. Deci tu erai aseară că cotrobăiai prin... Mă mai... Da. Da. Hai, cine are cană cu Răzvan? Da. Și bagi banii. Grania, legătura la tine, cum sunt cu vremea la București? O să vă prezint vremea de aici? Da. Grania, trebuie să oprești televizorul de tot sau să-l dai pe mut, pentru că altfel te vei auzi de un milion de ori. Da, e mai bine să-l oprești. Acum, te rog. Zi. În acest moment afară este ceasă. O să iau laptopul după ce bea și să am iglăpticul să vă arăt. Avem 14 grade. Minima zilei de astăzi va fi de 11, iar maxima de 18. Pe după amiază s-ar putea să plouă. Așa că ar fi bine să vă luați umbrăluța. Și să aveți grijă să îl îmbrăcați pe cel mic bine, ca nu cumva să răcească. Ce să vă mai spun? Așa rubrica meteo n-am mai prins. Da.